După două decenii în care închisorile din țară au ajuns arhipline, România construiește un penitenciar în care sunt promise condiții ca în vest. Acesta se află în comuna Berceni, din județul Prahova, și va avea în total o suprafață de 94.000 de metri pătrați. Investiția se face cu un împrumut de 620 de milioane de lei și urmează să fie gata în 5 ani. Vrem un penitenciar ca afară este premiza de la care a pornit proiectul închisorii din Berceni, județul Prahova. Realizat la cele mai înalte standarde de cazare pentru deținuții din țara noastră, construcția depășește orice imaginație. Avem 11 blocuri de detenție, se repetă, 9 cu regim închis, 900 de locuri, spații de cazare. Trebuie investit în penitenciare, pentru că vorbim de condiții pentru niște oameni, nu cazăm animale în penitenciare. În total, viitorul penitenciar va cuprinde 1000 de locuri de detenție, dintre care 100 destinate deținuților clasificați la regimul de maximă siguranță. Fiecare cameră de detenție va avea 4 metri pătrați. Printre facilități se numără și o sală de mese, club activități de reintegrare socială, sală de clasă, frizerie, dar și bibliotecă. Investiția de mare anvergură a fost însă una foarte costisitoare. Sunt finanțate printr-un împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Aici vorbim despre un interes național și vorbim despre o situație care avea nevoie în regim de urgență de o rezolvare. În ultimele două decenii, numărul deținuților a crescut constant, iar gradul de ocupare a închisorilor a trecut de 100%. Primează criteriul domiciliului. Și avem o încărcare semnificativă acum pe zona Giurgiu, penitenciarul de acolo custodiază în jur de 1400 de deținuți, pe zona București, penitenciarul acum custodiază și el peste 1000 de deținuți. Lucrările de la penitenciarul Berceni sunt la un procent de 8% ca stadiu de execuție și până la finalizare mai sunt aproape 5 ani.